Bine v-am regăsit! Un om de succes este acela care poate construi o fundație solidă cu cărămițile pe care alții le aruncă în el. Cu acest motto începem o nouă zi la Exprim TV și vă invităm să trecem în revistă principalele subiecte din asigurări. În cadrul Conferinței Asigurătorilor din România, UNSAR a răsplătit excelența în asigurări prin acordarea unor premii care evidențiază efortul, creativitatea, dar și pasiunea puse în slujba dezvoltării industriei asigurărilor. Astfel, campania națională de educare și informare în domeniul asigurărilor de locuințe, inițiată și derulată la finele anului trecut de Asociația pentru Promovarea Asigurărilor, sub titulatura Protejează-ți casa, asigură-te, a fost desemnată cea mai bună campanie de educare în asigurări în 2011. Premiul a fost înmânat de către Corneliu Coca Constantinescu, membru în Consiliul CSA, secretarului general al APA, Alexandru Ciuncan. După o creștere ușoară de 0,35% a pieței de asigurări în primul trimestru, raportările aferente lunii aprilie 2012 transmise la CSA de companiile de asigurări non-life arată menținerea tendinței de creștere pe care s-a înscris acest segment de piață în primul trimestru. Constantin Buzoianu, președinte CSA, a declarat în cadrul conferinței organizate ieri de UNSAR. Ne dorim ca semnele de reintrare a pieței pe o tendință pozitivă să fie menținute și considerăm că primul segment care va arăta recâștigarea încrederii populației în piața de asigurări este cel al asigurărilor de viață. Violeta Ciurel va fi noul președinte al Consiliului Director al AXA Insurance Ungaria, începând cu data de 1 iulie 2012. Odată cu noua numire, aceasta va ocupa în continuare și poziția de CEO al AXA Life Insurance România. Violeta Ciurel a declarat: desemnarea mea în funcția de președinte al Consiliului Director al AXA Insurance Ungaria mă bucură și mă onorează. Se spune că vei avea parte întotdeauna de oportunități mari și succes în afaceri dacă nu te sperie disciplina și munca organizată. Am încredere că și colegii de la AXA Insurance Ungaria vor da dovadă de aceste calități și sunt convinsă că eforturile noastre cumulate vor da roade. Companiile de asigurări britanice ar putea suporta despăgubiri mari ca urmare a inundațiilor de luna trecută, fapt ce ar putea duce la creșterea primelor de asigurare pentru anul viitor. Mai mult decât atât, meteorologii prognozează și în perioadele următoare căderi masive de precipitații. Câteva sute de oameni au fost evacuați în vestul țării Galilor și din alte zone ale Regatului Unit, ploile provocând daune materiale semnificative. Acestea au fost știrile zilei la Exprim TV. Noi vă mulțumim pentru atenție! Vă dorim o zi bună în continuare și vă așteptăm din nou mâine cu cele mai importante subiecte din piața asigurărilor.